Alegerile din Republica Moldova sunt mai importante decât cele din România pentru că vor arăta dacă această țară va alege păstrarea drumului pro-european sau întoarcerea spre est. A declarat premierul român Victor Ponta la o dezbatere în Parlament asupra votului în diaspora, anunță Mediafax. În context, Ponta a arătat că în anul 2009 în Republica Moldova au votat 12.000 de oameni la alegerile prezidențiale din România, iar în acest an 37.850 de cetățeni români.